Trecem de la starea de urgență la starea de alertă, dar nu știm exact ce ne așteaptă. În Parlament s-a dezbătut și s-a stabilit cadrul legal pentru următoarea perioadă, iar socialdemocrații au propus, printre altele, redeschiderea teraselor din 15 mai cu condiția respectării unor măsuri stricte de distanțare. În așteptarea deciziei Guvernului și a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care au ultimul cuvânt de spus în această situație, patronii teraselor se pregătesc de redeschidere. Au înțeles regulile și le vor pune în aplicare, spune reprezentantul unei astfel de afaceri din Slatina. În primul și în primul rând, distanța între mese va fi de 2 metri. În al doilea rând, mesele vor fi cu un număr de maxim 4 clienți așezați la masă. Vom monta dispensere cu dezinfectant pentru mâini. Angajații noștri vor purta măști, vor purta mănuși. În cazul în care vor mai veni măsuri de care noi nu știm, cu siguranță vom afla și ne vom ocupa de asta. A fost o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, însă totodată unii administratori de terase au profitat de ea și au înfrumusețat spațiile pe care le dețin. Modificări propuse de parlamentari ar ajuta să-și salveze afacerile. Susținem din tot sufletul inițiativa. A fost o perioadă foarte, foarte grea, dar în care noi am avut timp să renovăm, am avut timp să ne gândim la clienții noștri cu familii numeroase. Avem și noi copii și știm ce înseamnă să mergi la un restaurant, o terasă, unde te poți relaxa cu adevărat. Noi facem tot posibilul să respectăm regulile impuse de autorități și așteptăm cât mai curând deschiderea teraselor. Rămâne de văzut care sunt noile reguli pe care trebuie să le respectăm de mâine când expiră starea de urgență.